Mergem mai departe și ajungem la Claudia Pătrășcanu, care a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, dar asta deja știți cu toții. Ce nu știți sunt câteva detalii incredibile pe care i le-a oferit colegii noastre Larisa Toma într-un interviu acolo la malul mării, iar noi suntem pregătiți să-l vedem, așa că priviți despre ce este vorba. Claudia Pătrășcanu și-a petrecut copilăria lângă Marea Neagră, la Agigea, alături de părinți și de fratele ei. La vârsta de 15 ani a rămas orfană, după ce tatăl ei și-a pierdut viața din cauza unei grave probleme de sănătate, lăsând în urmă multă durere în sufletul Claudiei, care însă își amintește deseori clipele petrecute alături de eroul ei. Copilăria mea a fost una ușoară, simplă, eu nu am văzut în casa mea decât bucurie. Mi-l aduc aminte pe tatăl meu până la vârsta de 15 ani, până s-a îmbolnăvit, cum îmbrățișa pe mama mea. Mi-aduc aminte cum ne săruta pe frunte pe noi de fiecare dată când ieșea din casă. În 2015, Claudia Pătrășcanu s-a căsătorit cu Gabi Bădălău. După doar 4 ani au apărut certurile, iar Claudia a ales să divorțeze și s-a mutat cu cei doi copii alături de mama sa, într-un apartament din Agigea. De ani de zile, atât Claudia cât și Gabi țin primele pagini ale ziarelor cu neînțelegerile lor. Ce sentimente ai față de el acum? E o întrebare care... O să răspund pentru că sunt genul de om care nu se fofilează așa după colțuri și după întrebări. Eu, nu știu, oricât de mult rău mi-ai face, eu nu pot să am ranchiună și ură pe un om. Nu știu ce simt, ca și om, ca și persoană, ca și părinte, tată al copiilor mei, de multe ori simt că aș vrea să-l ajut, simt... milă, în acest moment pot să spun că sunt supărată, dar cam atât. Sentimente ca de la o femeie la un bărbat nu mai există. Da. Soț, soție, sub nicio formă, a trecut atâta timp. Dar care a fost marea ta dragoste? Bărbatul vieții tale de până acum? Păi, ce facem acum? Ne amintim de... Marea mea dragoste a fost tatăl copiilor. Și am și spus că în momentul în care voi considera că va veni acel om și omul potrivit la momentul potrivit, voi face și copii cu acel om. Și atunci m-am dat seama că este marea mea dragoste, că vreau să spun da în fața lui Dumnezeu, că vreau să fiu cu acea persoană, că vreau să le respect și să fie tatăl copiilor mei. Eu am început să îl iubesc pe soțul meu în timpul în care am rămas însărcinată și am simțit că în pântecul meu este bucată din noi. Și atunci nu a fost o dragoste la prima vedere. Eu nici nu mai cred în drăgosteala la prima vedere. Regreți acum divorțul? Cunoscându-l pe el și văzând toată situația care s-a creat. Divorțul în ce sens? Eu regret acest divorț în instanță, pentru că peste ani vor rămâne undeva. Dar care crezi că e motivul pentru care voi nu ajungeți la un numitor comun? Voi nu reușiți să vă înțelegeți? E vorba de orgolii, de persoane implicate care influențează? Viața lui e foarte agresivă, e practic agresivă viața lui și tot ceea ce face el practic cu mâna lui. De aceea s-a ajuns aici și sunt multe lucruri care nu îmi plac pentru educația copiilor noștri. Tu ai ceva să-ți reproșezi? Nu am nimic să-mi reproșez. Eu consider că l-am respectat, i-am fost loială, nu l-am mințit niciodată și nu l-am dezamăgit niciodată. Doar că atunci când nu s-a mai putut, am scris un mesaj pe Facebook pentru că nu mi se acorda acest divorț și se pare că nici nu mi s-a acordat. Și mă simteam atât de singură și de supărată și neiubită și neapreciată și demoralizată și o mamă singură care își creștea copiii încă de când i-a născut, mă fac să plâng și nu-mi place, mă enervează. Și atunci am scris un mesaj, eram și foarte des amenințată în perioada aceea că dacă bași divorț de mine, îți fac toate manevrele, te declar nebună, te declar nu știu cum, îți iau copii. Și au fost momente de disperare în viața mea, am fost foarte disperată. Ai spus că nu te-ai simțit iubită. Nu te-ai simțit iubită în ultima parte a relației voastre? Cred că n-am fost iubită niciodată. Cred că căsnicia
noastră din partea lui a fost un moment din viața lui, un moment în care și-a găsit liniștea, o perioadă mică, un moment de liniște și pentru familia lui. El nu cred că m-a iubit niciodată, dar asta nu mă afectează cu nimic și nu m-a afectat niciodată, nici în timpul căsniciei, pentru că i-am și spus. Și un om când ajunge să te înșele a la lung și ajunge să-și facă o amantă, în primul rând, un bărbat când ajunge să-și facă o amantă, o iubită pe care să o prezinte peste tot, cu care să iasă în toată lumea, pentru care să nu mai țină cont de soție, de copii, de familie, înseamnă că acolo s-au investit niște sentimente. Și că pentru soție nu mai are absolut niciun sentiment. O iubire e acolo, durează. Și un om nu poate să facă atât de multe lucruri unei femei dacă ar iubi. Ce-ai simțit când ai scris mesajul ăla, când postarea pe Facebook? Mesajul acela l-am scris tot după o ieșire, o ultimă ieșire a noastră și după multe încercări, în care la o masă împreună cu familia și cu toată lumea, unde la fel nu m-am simțit absolut deloc respectată, nu m-am simțit soția lui, nu m-am simțit mama copiilor lui, nu m-a făcut să mă simt decât un om, femeie oarecare și umilită, foarte umilită. Știu că tu ai vorbit mult despre fosta soacră. Crezi că ea a avut vreo influență asupra lui? Crezi că și din cauza ei ați ajuns la divorț? În totalitate. Dacă mama lui sau familia nu ar fi dat cu pumnul în masă, du-te și dă afară din casă cu copii, sunt convinsă că Gabi n-ar fi făcut lucrul ăsta niciodată. Vreau să-i mulțumesc pe această cale, deci chiar mamei mele, că mama mea a fost alături de când s-au născut copiii, de la 0 luni. Și dacă nu era mama lângă mine să îmi deschidă brațele când am ajuns cu ei acasă și să-mi ofere un loc în casă și să mă ajute, să mă sprijine cu copiii. Contează foarte mult perioada aceea, să ai pe cineva lângă tine și pe cine, pe mama. Mama, și ea ne-a primit cu brațele deschise și să-i dea Dumnezeu sănătate și viață lungă, să fie lângă noi și să rămână bună. Îmi strângeam toate lucrurile acelea din casă și tot ce era pe acolo, și pentru că mi-a spus să-mi iau absolut tot și să-i las ce este a lui. Ce era lui, adică casa, mașina și tot ce era în casă. Simți că ți se termină pământul de sub picioare, că-ți fuge, că nu mai... Am slăbit, aveam 48 de kilograme. Simți că nu știu, se rupe ceva. Am simțit atunci, a fost pentru mine același sentiment l-am avut, exact ca atunci când a murit tatăl meu, la 15 ani. S-a simțit o ruptură. Așa, asta am simțit în momentul acela. Că s-a rupt ceva. Și s-a rupt, practic, legătura dintre noi, pentru că l-am întrebat dacă este sigur ce face și să se mai gândească și a fost foarte sigur. A fost vreodată agresiv cu tine? S-a întâmplat, dar nu s-a ajuns la bătăi niciodată. Nu. Eu sunt o fire mai temperată, dar cred că s-ar fi ajuns și la aceste lucruri dacă nu trăgeam un semnal de alarmă. Claudiei este extrem de greu să vorbească despre cel mai sensibil subiect al vieții sale, despre fratele ei. Eugen are acum 40 de ani și are un handicap sever, după ce a fost victima unui accident uluitor. Moașa maternității l-a scăpat în cap la naștere, iar imensa bucurie s-a transformat brusc într-o dramă. Eu am și un frate care are un handicap și nu prea am vorbit despre el. Și cel mai tare m-a durut, că tot venim vorba despre fratele meu, care mi se pare cel mai pur om. Și copiii sunt puri acum, că nu știu și nu vorbesc și nu... Dar omul acesta are 40 de ani și nu a înjurat odată pe nimeni, nu a făcut rău nimănui. Nu a vorbit urât, nu a bârfit, nu a zis nimic de nimeni. Și de acest om s-a legat atât fostul meu soț, cât și familia lui. Și pentru mine a fost, e ca o săgeată în piept, ca un cuțit. Când te legi ba de copii, ba, dacă te legi de fratele meu, care are un handicap totuși, și mama,
este totul pentru că și-a dedicat viața nouă, pentru că pe fratele meu nu l-a lăsat de izbeliște, nu l-a dus într-o școală în care poate nu se, cine știe, poate nu mai era astăzi în viață. Și de la fratele meu poți învăța multe. Poți învăța enorm de multe. Și chiar și despre el s-a vorbit în instanță tot. Da, acești doi copii să nu fie în preajma mea și să-mi ia de lângă mine. De la fratele meu poți învăța multe și de la un om care, un orb sau un om cu handicap, un om care nu a greșit. Când eram mic și era la școală, se întâmpla și venea mereu plângând acasă și se punea în ușă, Doamne, deci îl țin minte, se punea cu spatele în ușă, plângea, se lăsa pe vine și spunea că nu mai vrea să meargă la școală, copiii râd de el. Și mare fiind, pe la bloc, la fel râdeau mulți de situația în sine. Tot timpul eram cea care trebuia să, să iau apărarea. Și mergeam și, Doamne, cât îi luam apărarea, mamă. N-ai ce să faci. În viață sunt întâmplările vieții și trebuie să le iei ca atare. Nu e nimic perfect și Dumnezeu le trimite, da, le trimite cu un scop să vadă. Cedezi? Da. Sau nu cedezi? Mai stai de partea lui? Sau pleci de altă parte?